Salutare tuturor! Revenim cu un nou clip după mai bine de o săptămână de pauză, dar sper să fi meritat așteptarea. Vorbim astăzi despre cum a apărut Biserica Greco-Catolică, numită și Biserica Unită cu Roma. Trebuie să explicăm puțin contextul istoric. În secolul al XVI-lea a avut loc Reforma Protestantă, adică desprinderea de Biserica Romano-Catolică a unor confesiuni protestante precum Luteranismul, Calvinismul și altele. Astfel, papalitatea a pierdut influența în aproximativ 40% din teritoriile controlate până atunci. Evident că lucrurile nu puteau fi lăsate așa, iar papalitatea a început o contrareformă prin care se încerca recuperarea inoriașilor și a teritoriilor pierdute. Biserica romano-catolică nu și-a îndreptat însă atenția doar înspre luterani sau calvini, ci și spre lumea ortodoxă. Principala putere politică aliată a papalității era casa de Habsburg. Cea care se afla în fruntea unui imperiu în plină ascensiune la final de secol XVII, adică Imperiul Habsburgic. Printre altele, Habsburgii au cucerit și teritoriul Transilvaniei, unde s-a încercat atragerea populației românești, care era în proporție covârșitoare ortodoxă. În acțiunea de propagare a credinței de rit latin, misionarii catolici trebuiau să facă distinție între cele ce țin de credință sau de dogmă și cele ce țin de ritul sau disciplina bisericească. Deci, Celor care se vor uni cu Biserica Catolică, misionarii să le declare deschis că Biserica Romană nu vrea să le osândească sau să le schimbe ritul. Misionarii trebuiau să se rezume deocamdată la cele patru puncte, care deosebeau, conform Consiliului de la Florența din 1439, Biserica Răsăriteană de Cea Apuseană. 1. Papa este capul bisericii întregii lumi. 2. Pâinea nedăspită este suficientă pentru împărtășanie. 3. În afară de rai și iad, este și un al treilea loc în care se purifică sufletele, purgatoriul. Și patru, în Sfânta Treime, Duhul Sfânt purcede nu numai de la Tatăl, ci și de la Fiul. Încă din 1692, împăratul Habsburgic Leopold I declara prin patentă imperială că toți cei de rit grecesc, adică ortodox, uniți cu Biserica Romei, atât în privința bisericii, fețelor bisericești, cât și a lucrurilor acestora, trebuie să se bucure întru totul de scutirile și privilegiile de care se bucură Biserica de Rit Catolic. Acest lucru se adresa tuturor. Era tentant și pentru preotul român ortodox. Unirea trebuia să-l salte deodată de la starea umilă de supus Iobag, tolerat, la egalitate cu preotul catolic privilegiat, recept. Au trecut totuși ceva ani până când românii au dat un răspuns. Străduințele iezuiților și, îndeoseb, stăruințele lui Paul Ladislau Barani, atunci preot în Alba Iulia, pe lângă mitropolitul Teofil, abia în 1697 au izbutit la un rezultat concret. În februarie 1697, în Soborul Mare, adică sinodul din Alba Iulia, se face primul pas spre unire. Teofil, într-o lungă cuvântare, evocă persecuțiile prin care a trecut Biserica Ortodoxă din Transilvania de-a lungul timpului. Le înfățișează celor adunați, în schimb, în felurite chipuri pacea, folosul și binefacerile pe care le aduce cu sine unirea oferită de împărat, îndemnându-i și el stăruitor de integritatea și puritatea ritului grecesc, numai să fie de acord cu biserica catolică în cele patru puncte. Mitropolitul și clerul convenire la unire, dar cu mai multe condiții. Înainte de toate, ca prin unire să nu se schimbe în niciun fel ritul și rânduiala lor bisericească, adică pravila, și nici vechiul calendar, adică cel iulian. Preoții, diaconii și alții care se găsesc în slujba bisericii să se bucure în tocmai de toate drepturile, privilegiile, scutirile de care se bucură și preoții și fețele bisericești de rit catolic. Postulatele adresate împăratului enumeră alte două puncte importante. Preoții bisericești de ritul grecesc să se bucure în fiecare sat în care se află de o casă parohială. Preoții să depindă de episcop, iar nu de laici ca până atunci. Oricum ar sta lucrurile, unirea nu s-a perfectat atunci, deoarece, după ce dă încă un act similar în iunie, Teofil moare în a doua jumătate a anului 1697. Această acțiune a fost reluată de curând, sub nou mitropolit Atanasie Angel. Acum, un nou sinod din Alba Iulia primi unirea, actul unirii fiind acum semnat de 38 de protopopi. Este evident, protopopii se uneau cu Biserica Romei nu din vreo nevoie spirituală. Din potrivă, condiționează unirea de păstrarea în tocmai aritului. Se unesc doar spre a se bucura de privilegiile Bisericii Catolice. În urma acestui text a apărut prima diplomă leopoldină, pe 16 februarie 1699, punând o bază legală unirii. Se prevede oferirea de drepturi doar celor ce se unesc cu Biserica de Rit Catolic. Acțiunea a trezit reacția nobilimii mai întâi, pentru că scutirile, privilegiile promise preoțimii române, veneau în dauna ei și scădeau masa prestanților. Dieta Transilvaniei, trebuind să accepte rezoluțiile imperiale, se ridică împotriva înmulțirii preoților români scutiți de taxe. Aceasta, pentru a demonstra că poporul împotriva unirii, organizează ascultări întinse pe țară. Investigația generală întreprinsă de dietă în 1698-1699, atâta cât s-a păstrat, a dat rezultate masiv negative. Ea oglindește înainte de toate dezorientarea. Multe sate, răspund că urmează credința pe care o împărtășește preotul. Foarte mulți însă doresc să rămână în credința și legea în care s-au născut, în legea românească. Citez, noi ținem într toate credința noastră românească, credința grecească, căci în aceea ne-am găsit. Am încheiat citatul. Guvernul Transilvaniei, la rândul lui, cu data de 14 iulie 1699, caută să convingă pe împărat că schimbarea de religie impusă poporului român e departe de a fi vreun folos religiei catolice. Citez: Românii sunt doar un popor fără nicio religie, pătruns doar de superstiții, un popor barbar, gata la orice rele, am încheiat citatul. Chiar și Mitropolitul ezita. Fiind hirotonisit la București, unde a fost ținut o perioadă semnificativă pentru a fi supus învățăturilor patriarhului Dosoftei al Ierusalimului, acesta îi dădu în 20 de puncte instrucțiunile de trebuință pentru a-l întări în credința ortodoxă. Mitropolitul este acuzat că ține corespondență tainică cu Constantin Brâncoveanu, domnul țării românești, care este împotriva unirii. Împăratul Leopold, pentru a găsi noi mijloace de întărire a unirii, care se arăta atât de șubredă, îl cheamă la Viena. La Viena, Atanasie a trebuit, înainte de toate, să se dezvinovățească de acuzele care îi se aduceau. Acolo, după ce a fost numit de împărat cu un termen încurajator, adică episcop al națiunii române din Transilvania și părțile alipite, și hirotonisit de cardinalul Colonic, a trebuit să facă un nou jurământ și să semneze mai multe angajamente în aprilie 1701. În timpul cât Atanasie a stat la Viena, a fost emisă și o nouă diplomă imperială, așa numită a doua diplomă leopoldină. Ea poartă data de 19 martie 1701 și, după textul de încheiere, e dată în favoarea episcopului, preoților și națiunii române. Punctul al treilea este cel mai important și el prevedea. Țăranii și locuitorii români care se vor uni cu Biserica Romano-Catolică nu vor fi pe viitor socotiți drept tolerați, ca până atunci, ci vor fi primiți între staturile țării ca ceilalți fii catolici ai patriei. Punctul era menit, desigur, să fie o nouă ispită pentru unire. Dar ce era mai important, el părea să deschidă poporului român însuși perspectiva politică de a nu mai fi socotit doar tolerat, ci beneficiar al dreptului de cetățenie. Numai că textul nu se va aplica niciodată. Curtea n-a făcut, desigur, nici a concesia cu gândul de a o și pune în practică. Introducerea pe orice cale a poporului român între stări acceptate se lovea de sistemul politic al țării, Consacrat prin actul fundamental, care era diploma împăratului Leopold din anul 1691. Nici nobilimea nu vedea cu ochi bunirea, buni nici măcar nobililor catolici nu le convenea. Citez: Vedeau că este spre răsturnarea libertății întregii țări, a așeza în rândul celorlalte stări acceptate, această străină și netremnică națiune română. Am încheiat citatul. Reacțiile contrare unirii nu veneau numai din Transilvania ci și din țara românească și din alte părți ale lumii ortodoxe. Peste aceste agitații se revarsă răscoala lui Francis Racoții, cu acțiunile ei populare, punând la grea încercare toată opera Unirii. În 1711, mai mulți protopop și, se pare însuși, Atanasie, încearcă pentru moment o revenire, dar la insistențele iezuiților se lasă înduplecat să rămână la unire. În concluzie, putem afirma că unirea românilor cu Biserica Romei s-a făcut, în decursul anilor 1697-1701, nu din motive religioase, ci din motive sociale, juridice, dar mai ales politice. Spun că în special politice pentru că noul regim, cel habsburgic, avea nevoie de o oarecare unitate spirituală pentru a stăpâni mai riguros noul teritoriu, cel al Transilvaniei. Curtea vieneză a realizat acest lucru prin lansarea unor promisiuni la adresa românilor, care, puse în practică, i-ar fi ridicat la rang de cetățeni, nemai fiind considerați tolerați ca până atunci. Chiar dacă o parte semnificativă din românii din Ardeal au acceptat unirea cu Biserica Romei, undeva la 10% inițial, statutul lor nu s-a remediat. Astfel se naște o nouă biserică în cadrul creștinismului: Biserica Greco-Catolică adică o biserică la granița dintre ortodoxism și catolicism, o biserică răspândită astăzi, mai ales în România și Ucraina. Sper că am fost destul de clar în explicații, iar dacă nu, vă rog să mai adresați întrebări în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare! Pe curând!